Utilizarea energiei din surse regenerabile în sectorul transport. Conform datelor, în Republica Moldova sunt în jur de 12.000 de automobile electrice, iar numărul autoturismelor electrice înmatriculate în Moldova este în continuă creștere. 20 de stații de încărcare pentru automobilele electrice au fost instalate pe teritoriul Republicii Moldova cu contribuția Agenției pentru Eficiență Energetică în baza acordului de finanțare cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, PNUD. Suma finanțării parvenită din partea Agenției pentru Eficiență Energetică a fost de 2 milioane de lei și a contribuit la implementarea proiectului Orașe Verzi Durabile pentru Moldova, catalizând investițiile în orașe verzi durabile în Republica Moldova, folosind o abordare holistică de planificare urbană integrată. Au fost deja instalate stații de încărcare de tip AC și urmează a fi instalate stații de încărcare de tip DC. Pentru stațiile de tip DC ce urmează a fi instalate, vor fi identificate locațiile cele mai convenabile atât pentru posesorii de automobile, cât și pentru infrastructura de transport. Stațiile de alimentare de tip AC au fost deja amplasate în mai multe localități din țară, dar și în Chișinău. Strada Mihail Zadoveanu 1A Chișinău, strada Calea Ieșilor 83 Chișinău, strada Mihai Viteazu 18/1 Chișinău, șoseaua Hâncești 146/3 Chișinău, strada Vieru 61 Chișinău, strada Grenoble 134/3 Chișinău, Sculeni, Leușeni, Mimoreni, Orhei, Sângerei, Corlăteni, Iedineț, Briceni, Cimișlia, Ștefan Vodă, Leova, Cahul, Taraclia, Ceadârlunga.